fie sub formă de fracție, fie sub formă, numele acestea raționale, cum le-am zis noi, fie sub formă de numere zecimale. Deci notăm, observație, observațiile. Numerele da. raționale și subliniați raționale, da. Se prezintă în două variante. Unu. Prima variantă. Sub formă de fracție. Și doi, a doua variantă, sub formă de număr zecimal. Deci avem două variante de reprezentare. Hai să vedem cum reprezentați voi fracția 3 supra 4. Deci vreau să reprezentăm fracția 3 supra 4. Deci ea e dată sub forma asta, deci numărul 3,04. Rațional. 3,04. Cât? 3,04. Ce? Cum ți s-a cocoloșit în minte ideea asta ta? Sunt și eu curios. Cum ai făcut-o? Stați să o clipă. Și ce vreau eu de la tine, Cristina? Vreau să vii, să te dezobișnui să arunci niște cuvinte așa la întâmplare. Ele trebuie să fie în rodul gândirii. Întrebarea este, 3 pe 4 este 3 împărțit la 4. E mai mare decât 1 sau mai mic decât 1? 0,1. Deci 3 pe 4, întrebarea mea este, ca poziție, unde ar fi situația? Între cine și cine? Între 0 și 1. Corect. Între 0 și 1. De ce 3 pe 4? Că nu supraunitară. Deci e mai mic decât 1. Că numărătorul e mai mic decât numitorul. E mie îmi spune că întregul împărțim în 4 și luăm 3 din ele. Deci 3 pe 4 aparține intervalului între 0 și 1. Deci putem spune că 0 e mai mic decât 3 pe 4. Iar 3 pe 4 mai mic ca 1. Iată, așa ceva trebuie să ne fie foarte clar. Da? 0 mai mic decât 3 pe 4 și mai mic ca 1. Întrebarea mea, de cine credeți că e mai apropiat? De 0 sau de 1? Păi este la jumătate, deci poate fi și la 0 și la 4. La 0. Păi de cine e mai apropiat? Vorbește? De 1 se pare. De ce motiv? De ce motiv? Mai tare. Da, e mai tare, nu, că tu ai fuci. Deci vreau să împărțim în 4 și la 3. Da? Deci dacă ar fi să ne închipuim unitatea, îl împărțim, aici este 0, de pe dreapta, cum ați văzut mai înainte, aici este 1, îl împărțim în 4, deci o dată în 2 și încă o dată și încă o dată, și noi luăm 3. 3 pătrim. Deci 3 pătrim e mai aproape de 1. Dacă asta înseamnă 3 pătrim. Întregul împărțit în 4 și noi luăm 3. E mai aproape de 1. Sub formă de număr zecimal, cam cum ați dat voi zecimalele? Partea întreagă cât ar fi? Partea întreagă cât ar fi? 3 pe 4. Uite, Daria. Partea întreagă e totdeauna întregul din față. Normal. Adică 0, virgulă, cât? Cam 3 pe 4 să facă 0,1? Așa zici tu? Dacă ar fi așa, îndată ce am înmulțit cu 10, ar da cu totul diferit, nu? Deci, nu cred că e 0,1. Dacă ar fi fost 1 pe 2. 1 pe 2 cât am zis că înseamnă? 1 pe 2. Cât am? Adică cât? O jumătate, adică cât? Adică 0,5. 0,5.
0,5, deci împarte, adică luăm, împărțim în 10 și luăm 5 de acelea ca să ajungem la mijloc, da? Deci atenție copii. Întregul se împarte în 10 și noi luăm, câte am spus că luăm? 5. Adică jumătate din 10. Adică 0,5, da? Da. Deci pentru 1 pe 2 înseamnă 0,5 pentru că două puncte. 1 pe 2 înseamnă amplificăm aici cu 5 și înseamnă 5 pe 10. Că 5 ori 1, 5, 5 pe 10. Deci întregul este împărțit în 10 și noi am luat 5 din ele. Deci ori 1 pe 2, ori 5 pe 10 este același lucru. De 0,5 înseamnă 5 pe 10. Da? Deci valoarea lui un întreg este atât. Dar întrebarea mea, 3 pătrimi, cum ați putea să-l vedeți? 3 pătrimi ar fi... 3 pătrimi ar fi egal cu... trei pătrimi, putem zice 2 plus 1, totul pe 4. O jumătate și un sfert. Încă ceva. Încă ceva. Poți să spun că 3 face 2 plus 1? Da. Da. 2 plus 1 pe 4. Și de unde se provine asta, fracția asta? De la 2 pe 4 plus 1 pe 4. 2 pe 4 plus 1 pe 4. Și acum... 2 pe 4 plus 1 pe 4 egal cu 2 pe 4 se poate simplifica că asta este reductibilă. Nu? Da, nu e reductibilă. Este... confunde. Asta cum este? Reductibilă sau? Reductibilă. Reductibilă. Este că 2... Se simplifică cu 2. Prin 2. Și asta face cât? 1 pe 2 plus 1 pe 4. Deci de la o jumătate mai mergem încă ceva. Mai mergem... Deci... O doime cât însemna? O doime însemna în numere decimale 0,5. Deci face 0,5, ca așa am zis, plus încă ceva, plus încă 1 pe 4. E, sunt o leacă trist. Trist. Obosit. Da. Din motive, voi fi obosit. Mă gândesc. Încă nu găsesc eu ideea cea mai bună. De vină sunt eu. Trebuie să mă strădui să găsesc ideea cea mai bună. Pentru că îmi dau seama care e confuzia. Este mare dificultatea copiilor. Pentru că la școală s-a făcut într-un limbaj de asta și manualul prezintă foarte ciudat. Și ori de câte ori încerci să găsești soluția ca să fie mai ușor, ei au o mecanică înființată în mintea lor ideea. Și anume... 735 supra 100 supra 100 cât e egal copii? 735 supra 100 imediat. Fracțiile decimale? Da, păi 7,35. Da, pe aia știi. 7,35. Dar mecanic. Da. Când am încercat să mă fac înțeles că aici ar fi practic imaginară virgula și împărțind la 100 s-ar duce încoace, nu-i clar. Așa. Ea spune, asta faci. Păi nu, ne-a spus că acum la 100 avem 2 de 0. Spune la 735 să luăm de 2 ori, pentru că avem acolo 2 de 0. Și 735. Da, deci asta vreau să spun. Că tu ai filmat în minte, sau ai reținut în mintea ta niște lucruri mecanice, dar fără să înțelegi de ce. Da? Deci tu nu înțelegi de ce se face două zerouri de aici, două de acolo, și, dar nu știi clar ce se întâmplă. Adevărat. Așa este? Adevărat. Da. Și eu ce fac acum? Mă străduiesc să vă motivez de ce se întâmplă chestia asta și îmi vine foarte greu pentru că voi nu aveți acum răbdarea să mă urmăriți. Dar eu insist, eu sunt încăpățânat. De firea mea, de felul meu, sunt foarte încăpățânat și insist să vă fac să înțelegeți partea logică a lucrurilor. Da. Aș vrea acum să încerc să vă reprezint. Domnul profesor, mai facem temele? Da. Da, ce temă ai tu? Hai să mă duc la tema ta.
El are o problemă. El știe că mâine are temă și că nu așa. Și cu tema nefăcută și pe... Asta e și motivul pentru care în clipa asta nu-i atent. Acum îmi dau seama că presiunea e foarte mare și mă zic ce fac aici. Da. Te rog, hai să vedem. Poate ți repede. Păi mi-am adus pe 20. Da. Am ridicat frațile astfel încât să obținem la numitorul puterea a lui 10 și apoi scrieți frația sub formă zecimală. Deci, încă o dată, amplificăm fracția care? Amplificați fracția 3,5. 3,5. Astfel încât să obține... Fracția 3,5, ai zis? Da. Yes. Amplificați fracțiile. Care fracție? Unde e 3,5? Unde e văzut 3,5? 3,25. Păi, da. Spune așa, povești. Am zis că ești serios când discutăm așa, nu? Deci, atenție. Amplificați fracțiile astfel că se obține la numitorul putere a lui 10 și apoi scrieți fracțiile sub formă decimală. Deci, 3/25. Da? 3/25. Cu cât să-l amplific ca să am ceva cu 10 jos? Cu 3. Păi, dacă amplificăm cu 3, cu 2, îi face 50. Dar să am puterea lui 10, adică 10, 100, 1000. Cu 4. Dar puterea lui 10, da. Deci amplificăm cu 4 și obținem ce după amplificarea cu 4? Egal cu 4, 3. Egal cu 12/100. 12/100. Și după aceea scriem ca fracție decimală, adică 1,2/0,12. Da. Aici este virgula și acum se mută în fața peste 2. Peste 2 și 0,12. Cam 2,0, cum spuneți voi, deci face 0,12. Da? Da. 3/25 este egal cu 0,12. Asta e cerul Pavel, da? Paul, mă. Dacă nu tine mai ales, nu tine vezi. I-a spus satana, Pavel. Da, da, Paul. O altă fracție. 4/5. Cu cât să amplific aici, să am ceva? 2. Cu 2, sigur că da. Amplificăm și face 8/10. Și acum, fiind 8/10, scriem 0,8. 0,8. Că am pus în stânga peste o decimală. Peste o cifră, da? 21/4. 21/4. Prin 5. Prin 2? Dar și 4 ori 2 fac 10? Prin 5. 5 ori 4, 20, dar nu fac cu puterea lui 10. Adică nu fac 10, 100, 1000. Prin 25. Prin 25. Prin 25? Da. Da? Ca să facă 100 jos, da? Și vine cât? 21... ori 25, totul supra 100. Da? 21 ori 25 supra 100, care face cât înmulțim 25 ori 21? 525. 525. 525 supra 100. 100. 5,25. Și face 5,25. 5,25. Da? Pe urmă, o altă fracție. E vorba de fracția 3/225. 3/125. Nu să amplificăm. 3/125. Cu cât se înmulțește și sus și jos? Cu 4. Da. Da, cu 4. Și 4/125 cât face? Deci fac 10, 100, 1000. 4, 5, 20, 4, 2, 8, 0, 9, 9, 4, 2, 5, 3, 2. Cu 5? Păi ia mulțește, 125 cu 5. Fac ceva de ordinul 100, 1000? Nu, nu, nu mai fac. Dă 600... Da, 600 și... Nu, ceva, deci nu faci, deci fac... 625. Deci face, trebuie să fac 1000, aștept să fac. 1000, da. E deja 100 și trebuie să fac 1000. Cu cât să mulțesc ca să fac 1000?
Ne împărțim, împărțim 1000 la 125. Deci împărțim pe 1000 la 125. Așa. Și de câte ori merge? De? Ia vedem, de 8 ori cred. Da? Ia încercați. 125. 1000 împărțit la 125. Da? De 8 ori. Deci amplificăm cu 8. Și fac 8 ori 3, 24, supra 1000. Și egal cu, acum, 24 supra 1000, cât e 0 ori am? 1, 2, 3. 1, 2, mai pun un 0 și încă 0. Deci vine 0,024. 0,024, da? 1, 2, 3, da? Ăsta, asta a fost. Altceva. 7 pe 50. Deci 7 supra 50. 3 prin 2. 2. Deci cu 2 repede și face 14. Pe 100. Pe 100, care face cât? 0,14. Apoi, 423 pe 25. 423 supra 25 egal cu 4 ori. Da, de 4. De 4 ori. 1692 supra 100. Cât face? 1692 supra 100. Deci face un pic cu 4, ai zis, nu? Face 1692 supra 100. Face 16,92, da? Că fosta virgulă vine în stânga. Da? Este corect. Altă ceva. Iată, 497 de mii, 497 de mii, 497 de mii, 358, 358, supra 2500, 2500. Cred că de două ori. Două, nu merge două ori. Trebuie să dea 10.000. Trebuie să dea... De 4, de 4. De 4 ori, că 4 ori 25. Ne dă ceva. Da, da, de 4 ori. De 10.000, da. Da, de 4 ori. 4 ori 8. 4 ori 8, 32. 2 și 3. 23. 4 ori 5. 14. Hai, mulțiți, că nu mulțesc eu, că nu știu să vă fac de mulțirea. Voi trebuie să faceți. 4 ori 8, 32, 4 ori 5, 4 ori 7, 28 și cu 1, 9, 29. 49, 36 și cu 2, 8, acolo, da, 8, și 4, 4, 16, 16 și cu 3, 19. 19. Da. Da? Supra? 10.000. 10.000, da? 10.000. 1, 2, 3, 4. Da, să nu... Da, să nu știu. Da? 24, 24, aici. Deci face 198,9432. Da? Ăsta este. Da? Totdeauna trebuie să căutăm să ajungem la 1 urmat de 0 ori. Deci 1 urmat de 0 ori. Da? 25 ori cât se facă cu 10? Cu 4, nu? Acolo. Ei bine, altă exercițiu. 312. 312 supra 2500. Tot cu 4, da? Deci 312, nu 2500, 500. Sau 5000, 5000. Tot cu 4. Nu. Aba nu, cu 2. Cu 2? Da. Că 5 ori 2 fac 10, da? Da, cu 2.
Da? Cu 2. Și dă 624. 624 supra 10.000. 10. Da? 10.000. Și face câte cifre trebuie să mut virgula asta care e așa imaginară de mine. Imaginată de mine. 1, 2, 3, de 0,0624. 0,0624. Apoi, următorul este 173.005. 173.005 supra 173.000 supra 2000. 173. Prin 5. Cu 5. Cum ar cu 5? Că 2 ori cât fac 10? Cu 5 mulțim și face cât? Dar nu trebuie să vorbești? Și face 5 ori 5. 25. 5 ori 0, 0. Asta mai este. Dacă am comerit pe soldată. 5 ori 3, 15. Da. 5 ori 7, 35. 5 6, 6, 6, 5, ori 5, și cu 3, nu? Da, și cu 3, 8. Da. Supra 1 urmat de câte? 4. 0. Și acum Daria, câte 0 ori am? 2, 4. Da. 2, 4. După 6 va veni. Va veni egal cu 86, virgulă, 5, 0, 25. 86,525. Da? Ce te supără? Te supără cu virgula asta, nu? Așa, am înțeles. Știu de ce? Pentru că am pășit peste prima parte. Eu mă străduiam să vă explic prima parte, dar ei mecanic. Ei mecanic au cu 0, ei nu înțeleg ce unii se plasează numărul ăsta. Ce se da, uite, Daria, ai dreptate să nu înțelegi, pentru că tu cauți partea logică a lucrurilor. Deci, în clipa de față, mișcarea asta cu virgula așa... O cunoașteți pe domnul Harasim cu Daniela? Da. Da, pe domnul Răsminoi. Și pe el știu. Da, a fost la noi da. Da. Deci, nu atenție, ori de câte ori vi se dă lucruri mecanic, așa, fără să înțelegi rostul lor, nu puteți vă apropiați. Eu m-am dus pe ceea ce era normal să fie și voi ați refuzat. Și de ce ați refuzat? Păi pentru că voi aveați știința aceea mecanică, adică nu vă interesa ce vreau să vă explic eu, vă uitați la mine și întrebarea era când facem tema. Da? Pentru că tu nu doreai să descoperi, să o faci tu acasă, să înțelegi. Tu vrei să fii tema făcută și cu asta basta. Care e povestea? Matematica nu înseamnă chestia asta. Matematica înseamnă ce vreau să fac eu. Dar suntem la început, voi încă nu știți, Daria ne întâlnim de un an și ceva, nu? Aproape al doilea an ăsta. Și ea a înțeles din tot ce facem că matematica are o linie, așa, trebuie să plătești frumos, ușor, din aproape în aproape. Nu se poate așa, să tot arunci ca într-un sac niște informații fără să le înțelegi rostul. Nu se face așa matematica. Ați venit la școala generală 3 și 4 acolo, ce facem numerice? Le adunăm, le scădem. Dar nu ați înțeles de ce le adunăm, de ce le scădem. Chiar că am înțeles niciodată. Domn profesor, vreți să vă dau un exercițiu? Nu, nu, nu. Domnul, așa, vreau să vă pun o întrebare. O problemă. În prun sunt prune. Dau cu piatra. În prun nu sunt prune, pe jos nu sunt prune. Câte prune sunt? O să analizăm imediat, dar suntem îngheșiți ăsta, că da. Eu sunt ocupat. Și apoi vă dau și eu unul. Da. Pentru clasa 8-a, fiți atenți. Asta e piatra 12-a. Da. Deci... Acum văd și așa simt. Dacă dai să-l lăsa 8-a, dacă dau cu prune, genii. Nu mă sunt prune, nici prune, nu sunt prune, nici prune, nu sunt de-a mea sfârșit. Cât de prune sunt de-a? Când am mâncat eu. Da. Așa, să vedem. Inventată chiar de Justină. Așa. Să vedem mai departe. Avem așa.
173.000. Sau v-am făcut pe asta? 0,05. Da, lasă curățat. Supra 2000, da? Este făcut. Dar ca să... Alte ești mai aici? Deci? Deci, puteți să faceți doar un model de la fiecare, că după... Așa. Comparați numerele. Comparați numerele. Comparați numerele. 1,7 și respectiv de desubt 1,8. Care credeți că e mai mare? 1,8. Deci au pe 1 și 8. Deci mare. Deci 1 este egal cu 1, dar 7 este mai mic decât 8. Deci 1,8. De exemplu, este 1,7 în față de 1,653. 1,8 este mai mare decât 1,7, da? Sau invers, 1,7 e mai mic decât 1,8, că este același lucru, spus, da? Același lucru. Și din ce cauze mai mare? 23, vă rog să comparați, 23,5 cu 23,2. Da, 51, nu. B-ul, da? 23,51. Asta este. Deci nu poate ribe. Că mai are încă ceva, da? Deci ăsta e mai mare decât 23,5. Faceți de la 2. Înlocuiți cu căsuță. Simbolul mai mare, mai mic, să spunem noi. Avem 3,8 și comparativ cu 3,4. Și puneți voi semnul între ei. Haideți, domn profesor! Da? Este mai mic 3,4. Mai mare decât asta, da? Da, așa faceți 3, faceți 3. La fiecare din următoare trebuie să scrieți adevărat sau fals. Depinde cum e scris acolo. Bun, 2,39 fac, e mai mic decât 2,23. Nu, e greșit, e fals. E fals, da, fals. Pentru că cine îmi spune? Ăsta. Pentru că 2 este egal cu 2, dar 3 este mai mare decât... Primul care spune, primul îți dă mesajul, da? Care da. E mai mare. Mai departe, 6 pe 4, da? Scrieți în ordine crescătoare numerele. 0,7, apoi 0,69, apoi 0,35, apoi păi l-aveam în clasă. 1,2. Nu mai faceți că nu. Deci scrieți, știți, da? Da. Bun. Alte ieșiți-o. Care sunt acum în circuite pe pagina cealaltă? Da? 5. Le-am făcut așa. Comparați numerele. Comparați numerele. Începe tot comparat. 13,25 cu 13,52. Care e mai mare? 13,52. Da, da. Dacă aș fi unul de întâia, deci mereu ne faci cu ochi închiși. Adică nu mai e nimic de 16. Ce înseamnă, profesor? Mai faceți 16,7. Da. Scrieți în ordine crescătoare următoare fracții. 7,9, 0,5, 4,25, 0,09 și 63,7 și 63,7. Ușor, din crescătoare sau descrescătoare? Crescătoare. Crescătoare, 0,5, apoi 0,9, apoi 4,25, apoi 7,5. Care e cel mai mic? Cel mai mic, da, cel mai mic. 0,5. Nu. 0,09. Ah, 0,09. Uite, e subtinea. Ăla e jumătate, ăla e... Da, 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 ăsta da. Are 0 aici. 0,09. Da? 0,09. 0,09. Apoi... 0,5. E mai mic decât 0,5. Care e mai mic decât... 4,25. 7,9 și cel mai mare 63. 63,7. Și pe atât. Da? Atât? Ușor.
și punctul B. Avem exemplu. Așa. Punctul B și îl faci și pe B, da? Ia să vedeți. 4,9. Eu îi scriu așa cum se dă aici. 4,9. 11,11. Apoi 52,47. 52,47. 109,8. 109,8. 7956. 7956,83. 2,25. 2,25. Apoi 80,08. 80,08. Apoi 23,6. Și în sfârșit 1523. 1523. Mai întâi 0,06. Deci cel mai mic este 0,06. 0,08. Crescător sau descrescător? Asta e 80. Tot crescător. Ah, e 80. Da. 0. Păi atunci ar veni... 4,9. Cel mai mic. 4,9. E cel mai mic. 4,9. E mai mic decât... Apoi 11,11. 11. Da, 2,25. Deci mai mic este, 2,25 apoi, este. Da, mai este primul. Da. Apoi 11,11. Apoi 11, 11. 11. Apoi ar fi... 52,47. Sau 15,23. Deci pe ăsta l-am tăiat, l-am tăiat pe ăsta. Da. 4,9 pe ăsta l-am tăiat. Nu, nu mi s-a părut 15. Da. Cine ar fi următorul? 52,47. 52,47. Dar 23,6? 23,6, sigur că da. Deci 23,6. 23,6. Apoi 52,47. 52,47, care e 80,08. Apoi 109,8. 109,8. Era 83, care este gol, simplu. Cât? 83, care e gol. Este simplu acolo. Așa, 83. Da? Deci 83. Da, da. Și apoi 109,8. 109,8, e bine? Da. Și apoi 1523. 1523, deci așa bine. 1523, da. 1523 și? Și apoi am 7956. 7956. Domn profesor, da. Deci, o secundă, numai să termin cu ei, da. Și noi mai discutăm, da? Dar nu, bun. Nu e o problemă care să facem. Tu ce tema ai? O... Să vezi și la tine tema. Așa. Păi am de aici, 28. Așa. Soare. Calculați, da. 30, 28, 29, 30. 50. 20. E 7? Da, dacă vreți să plecați, puteți să plecați. Nu e problemă, dar eu trebuie să stau și cu Darius un pic să-i spun și lui ce-a fel. Da, un exemplu. Da, da. Deci ar merita să rămâneți și voi. Păi da. Că așa am procedat tot timpul. Păi adică da, n-aveți decât de învățat din toate chestiile astea. Dacă nu sunt aici, ce să spun? Deci, de acolo. Nu pot. Nu, păi am anunțat că nu, mâine nu facem, că nu suntem da, în localitate. Calculați, 2 pe 3 din 18. Deci 2 pe 3 din 18. Eu.
12. 2 pe 3 din 18. 18 împărțit la 3 ori 2. Așa, este egal. Dar noi acum facem așa, 2 pe 3 ori 18 pe 1. Ori 18 pe 1. Și face asta, se simplifică 3 cu 18 și face 6. Da. Și vine 2 ori 6, 12. Terminat. Așa, altceva, 2, 3 pe 5, 3 pe 5 din... Nu, nu mai e exemplu de fiecare. 3 pe 5 din 100. Oricum. Egal cu 3 pe 5 ori 100 supra 1 și face, simplificăm... 5 cu 100. Și face 20, 3 ori 20 și 60. Da? Nu mai e exemplu din fiecare, că poate e ușor. Deci ai 28, 28 le-ai făcut, da? Da, apoi 29. 29. Din 30 de elevi a unei clase, 3 cincimi sunt fete. 13 sunt fete. Da, 3 cincimi sunt fete, adică 30, câți băieți și câte fete sunt în clasă? Păi 30 ori 3 cincimi ca să avem fetele. 30 ori 3 cincimi ca să avem fetele, deci fete. Egal cu 30 ori 3, 5, 5, se simplifică prin 5 și rămâne 6 ori 3, 18. 18 fete și băieții sunt diferența. Imediat. 30 minus 18. Da? 30 minus 18 și egal cu 12. Bun. Următoarea. O persoană a avut 1000 de lei, din care a cheltuit 3 sferturi. Ce sumă a rămas? Deci a avut 1000 de lei. Bărbina... Și a cheltuit, cât am spus că a cheltuit? 3 sferturi. Păi, facem... Împărțile 3, da. Nu facem, 3 sferturi. Sferturi înseamnă o pătrime. Deci, împărțile 12. Deci înmulțit cu 3 pe 4. 3 pătrimi. Păi 3 sferturi. 3 sferturi înseamnă 3 pătrimi. Așa, pe... Și vine 1000 ori 3 pătrimi, face... Aici se simplifică prin 4 și vine 4 într-o 125, 250, ori 3, 750. 750 ai cheltuit. 7 milioane jumătate. Nu, 750 ai cheltuit. Da, 7 milioane 500. Așa. De ce 7 milioane 500? 7 milioane jumătate. Adică 750 lei dintr-o mie, da? Ce sumă a rămas? Răspunsul, ce a rămas? 750 în părțile 2. Nu, păi, ce a rămas, măi? Scădem dintr-o mie pe 750. Deci dintr-o mie minus 750 și 250 lei. Da? 250 lei a rămas. Asta, da? O să mai discutăm. Mai da? De la 100. Asta e ușor. Facem 100 ori 250. Da. Asta le știu, fiindcă le-am ajutat de două ori. Da. Deci știi asta, da? Într-o bibliotecă sunt 4500 de cărți. Dintre care sunt de limbi străine, 10% sunt limbi străine. Adică 10 supra 100 ori 4500, da? Și face 1 pe 10. 100 cu 20 ori se duce aici și fac 450, da? Sunt de limbi străine. 450 pe 4500 minus 450. Ca să vedem câte sunt de limba română. Adică 4050. Deci 4500 minus 450 am aflat câte 4050. Da, da. La fel, și cealaltă face tot la fel. 7% pe an înseamnă 2500 ori 7 pe 100. Da. Să mulțești și până faci restul de acolo. Da? Domn profesor, tot ce vreau să vă spun. A doua problemă de la evaluarea ne oprim aici 25 minus 25 împărțit la paranteză. La revedere, dragilor.